iubiții noștri, am revenit astăzi cu minunatele povești pentru copii ale lui Ion Creangă. Suplețel și Ileana, vă sărutăm frunțile și vă dorim audiție plăcută. Începem astăzi cu prima poveste, 5 pâini. Haide, suflețel, toată lumea pregătită. Doi oameni cunoscuți, unul cu altul, călătoreau odată vara pe un drum. Unul avea în traista sa 3 pâini și celălalt 2 pâini. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchiți pletoase, lângă o fântână cu ciutură. Scoate fiecare pâinile ce avea și se pun să mănânce împreună ca să aibă mai mare poftă de mâncare. Tocmai când scoaseră pâinile din traiste, iaca, un al treilea drumeț necunoscut, îi ajunge din urmă și se oprește lângă dânsii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i deie și lui ceva de mâncare, căci e tare flămând și n-are nimic amerind de la dânsul, nici de unde cumpăra. Poftim, om bun, dei o spăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți călătorului străin, căci mila domnului. Unde mănâncă doi, mai poate mânca și al treilea. Călătorul străin, flămând cum era, nemai așteptând multă poftire, se așeză lângă cei doi și începe a mânca cu toții pâine goală și a bea apă rece din fântână, căci altă udătură n-aveau. Și mâncă ei la un loc tustrei și mâncă până ce gătesc de mâncat toate cele 5 pâini, de parcă n-au mai fost. După ce au mântuit de mâncat, călătorul străin scoate 5 lei din pungă și îi dă, din întâmplare, celui ce avusese 3 pâini, zicând: primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțumire de la mine, pentru că mi-ați dat de mâncare la nevoie. Veți cinsti mai încolo câte un pahar de vin sau veți face cu banii ce veți pofti. Nu sunt vrednic să vă mulțumesc de binele ce mi-ați făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flămând ce eram. Cei doi nu prea voiau să primească, dar, după multă stăruință din partea celui al treilea, au primit. De la o vreme, călătorul străin și-a luat ziua bună de la cei doi și apoi și-a căutat de drum. Ceilalți mai rămân o leacă sub răchită, la umbră, să odihnească bucatele. Și, din vorbă în vorbă, cel ce avusese 3 pâini dă 2 lei celui cu 2 pâini, zicând: ține, frate, partea dumitale și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut 2 pâini întregi, 2 lei ți se cuvin. Și mie îmi opresc 3 lei, fiindcă am avut 3 pâini întregi și tot ca ale tale de mari, după cum știi. Cum așa? Zise celălalt cu dispreț. Pentru ce numai 2 lei și nu 2 și jumătate? Partea dreaptă, ce ne se cuvine fără căruia. Omul putea să nu ne deie nimic și atunci cum rămânea? Cum să rămâie? Zise cel cu 3 pâini. Atunci aș fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine de la 3 pâini, iar tu de la 2 și pace bună. Acum însă noi am mâncat degeaba și banii pentru pâine îi avem în pungă cu prisos. Eu 3 lei și tu 2 lei. Fiecare după numărul pâinilor ce am avut. Mai dreaptă împărțeală decât aceasta nu cred că se mai poate nici la Dumnezeu Sfântul. Ba nu, prietene, zise cel cu 2 pâini. Eu nu mă țin că mi-ai făcut parte dreaptă. Haide să ne judecăm și cum a zice judecata, așa să rămâie. Haide și la judecată, zise celălalt, dacă nu te mulțumești. Cred că și judecata are să-mi găsească dreptate, deși nu m-am târât prin judecăți de când sunt. Și așa pornesc ei la drum cu hotărârea să se judece. Și cum ajung într-un loc unde era judecătorie, se înfățoșează înaintea judecătorului și începe a spune împrejurarea din capăt, pe rând fiecare, cum a venit întâmplare de au călătorit împreună, de au stat la masă împreună, câte pâine a avut fiecare, cum a mâncat drumețul cel străin la masa lor, deopotrivă cu dâns și cum le-a dat 5 lei drept mulțumită și cum cel cu 3 pâini a găsit cu cale să-i împartă. Judecătorul, după ce îi ascultă pe amândoi cu luare aminte, zise celui cu 2 pâini: și nu ești mulțumit cu împărțeala ce s-a făcut, omule? Nu,
domnule judecător, zise nemulțumitul. Noi n-am avut de gând să luăm plată de la drumețul străin pentru mâncarea ce i-am dat. Dar, dacă a venit întâmplarea de așa, apoi trebuie să împărțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspedele nostru. Așa cred eu că ar fi cu cale când e vorba de dreptate. Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi fă bine de înapoiește un leu istuilalt, care spui că a avut trei pâini. De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecător, zise nemulțumitul cu îndrăzneală. Eu am venit înaintea judecății să capăt dreptate și văd că dumneata, care știi legile, mai rău mă acufunzi. De-ar fi să fie tot așa și judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de lume. Așa ți se pare dumitale, zise judecătorul liniștit, dar ia să vezi că nu-i așa. Ai avut dumneata două pâini? Da, domnule judecător, două am avut. Tovarășul dumitale a avut a trei pâini? Da, domnule judecător, trei a avut. Udătura ceva a avut, ați vreunul? Nimic, domnule judecător, numai pune goală și apă rece din fântână. Fie de sufletul cui a făcut-o acolo, în calea trecătorilor. Adineori, parcă singur mi-ai spus, zise judecătorul, că ați mâncat toți tot ca unul de mult. Așa este? Așa este, domnule judecător. Acum, ia să statornicim rânduiala următoare, ca să se poată ști hotărât care câtă pâine a mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâine în câte trei bucăți de o potrivă de mari. Câte bucăți ai fi avut dumneata dacă spui că a avut și două pâini? 6 bucăți aș fi avut, domnule judecător. Dar tovarușul dumitale care spui că a avut trei pâini? 9 bucăți ar fi avut, domnule judecător. Acum, câtă fac la un loc 6 bucăți și cu 9 bucăți? 15 bucăți, domnule judecător. Câți oameni ați mâncat aceste 15 bucăți de pâine? 3 oameni, domnule judecător. Bun. Câte bucăți vin de fiecare om? Câte 5 bucăți, domnule judecător. Acum, ții minte câte bucăți ai fi avut dumneata? 6 bucăți, domnule judecător. Dar de mâncat câte ai mâncat dumneata? 5 bucăți, domnule judecător. Și câte ți-au mai rămas de întrecut? Numai o bucată, domnule judecător. Acum să stăm aici, în ceea ce te privește pe dumneata, și să luăm pe îslalt la rând. Ții minte câte bucăți de pâine ar fi avut tovarușul dumitale? 9 bucăți, domnule judecător. Și câte a mâncat el de toate? 5 bucăți, ca și mine, domnule judecător. Dar de întrecut, câte au mai rămas? 4 bucăți, domnule judecător. Bun, ia acuși, avem să ne înțelegem cât se poate de bine. Vrea să zic că dumneata ai avut numai o bucată de întrecut, iar tovarășul dumitale 4 bucăți. Acum, o bucată de pâine rămasă de la dumneata și cu 4 bucăți de la Island fac la un loc 5 bucăți? Taman 5, domnule judecător. Este adevărat că aceste bucăți de pâine le-a mâncat oaspetele dumneavoastră, care spui că v-a dat 5 lei drept mulțumită? Adevărat este, domnule judecător. Așadar, dumitale, ți se cuvine numai un leu, fiindcă nu ai o bucată de pâine ai avut de întrecut. Și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați primit bani de la oaspedele dumneavoastră. Iar tovarușului dumitale îi se cuvin 4 lei, fiindcă 4 bucăți de pâine a avut de întrecut. Acum, dară, fă bine de înapoiește un leu tovarușului dumitale și dacă te crezi nedreptățit, du-te și la Dumnezeu și las dacă ți-a face și el judecată mai dreaptă decât aceasta. Cel cu două pâini, văzând că nu mai are încotro, șovăi. Înapoiește un leu tovarășului său, cam cu părere de rău, și pleacă rușinat. Cel cu trei pâini, însă, uimit de așa judecată, mulțumește judecătorului și apoi iese zicând cu mirare. Dacă ar fi pretutindene tot asemenea judecători, ce nu iubesc a li cânta cucul în față, cei ce n-au dreptate n-ar mai năzui în veci și în pururea la judecată. Corciogarii, porecliți și apărători, nemai având chip de traiu numai din minciuni, sau s-ar apuca de muncă, sau ar trebui în toată viața lor să tragă pe dracul de coadă, iar societatea bună ar rămâne nebântuită. Dragii mei, aceasta a fost frumoasa poveste 5 pâini a lui Ion Creangă, Sufletel și Ileana,
Vă sărutăm frunțile și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Pa!